Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Olteni, pare bun, periculos, lovitura de cap a lui Colici. Două parade excepționale. Ce este cel care a lovit mingea. Iată-l pe Colici. Găman a fost pe recuperare, dar n-a reușit să șuteze. Ivan, în fața porții, Colici, salvează uluitor Nițui în fața lui Bancu. Ocazie mult schis, lovitură liberă cu FCSB, dar bate Mitrea și este 1-0. Dacă nu este offside, este gol Bubacar Fofana. Da, 1-0 pentru Șepși. Nu... Ei, nu știu dacă nu e offside. Nu știu dacă nu este offside. O reluare încă o dată de acolo din lateral ne-ar putea lămuri. Faza este la limită în orice caz. Acțiunea lui Bancu și va fi unul. Nu se poate. Am zis că va fi 1-1. Nu se poate să ratezi de acolo. Elvir Colici șutează în bar. Este, cred, cea mai mare ocazie din cariera fotbalistului bosniac. Extraordinar, Nițui acum izbutește să blocheze. Protestele sunt inutile. Aici nu este offside. Excelentă această pasă a lui Nistor pentru Bancu, excelentă pasă pentru Colici. Nu ai cum să ratezi așa ceva. Nu ai voie să ratezi așa ceva. Nu poți să dai că ai fost accidentat, că n-ai rit de joc, că nu ți-ai revenit. Este o superficialitate aproape, cum să spun, de pedepsit financiar. Șutează Bancu și este golul egalizator marcat de Gustavo. 1-1. A treia reușit. Cred că și ăsta este offside. Parcă piciorul lui Gustavo este mai aproape de linia porții decât piciorul lui Branislav Linai. 1-1. Faze grele. Am văzut că au venit acele simulatoare pentru pregătirea arbitrilor, pentru introducerea VAR-ului. Numai de văzut, suntem în România, ritmul nostru este... Reușește să preia și scoate excelent la Gustavo. Fază promițătoare, greșeală imensă a lui Mitrea. Ivan! Prea altruist. Vârfuri dau la poartă dintr-o asemenea poziție, dar ce greșeală poate să facă Mitrea. Incredibil. Este salvat de colegul său din apărare, Ninai. Pasă bună, rezistă Ivan în fața lui Ninai. Obține efectul care să trimite mingea lângă bar. Ivan își demonstrează încă o dată forța de pătrundere, demonstrează cât este de puternic. Rezistă la un umăr la umăr cu masivul stoper slovac Branislav Ninai. Fotbalist care a mai jucat în Belgia, Turcia și Olanda. Se opune foarte bine în prima fază Hugo Souza. Nistor zboară spre minge Nițui și reușește să boxeze bine. Colici. Centrarea lui Colici. N-ajunge Ivan, care pretinde că este călcat de Hugo Souza. A, nu, fi călcat strâmb omul. În orice caz, nu pare să fie cont.